Accesul la prezervative masculine va fi gratuit în farmacii pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, începând de la 1 ianuarie. Bugetul asigurărilor sociale adoptat săptămâna trecută de Parlament prevede și contracepția de urgență gratuită pentru toate femeile, fără rețetă de la medic. Decizia a fost luată de către președintele Emmanuel Macron pe fondul unei creșteri a numărului de cazuri de infecții cu transmitere sexuală. Din decembrie 2018, pentru a lupta împotriva SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală, costurile prezervativelor sunt suportate de sistemul de asigurări sociale în baza unei rețete de la medic sau de la o moașă. Însă acest dispozitiv rămâne încă necunoscut. Doar 21% dintre minori și 29% dintre cei cu vârste între 18 și 24 de ani îl cunosc, potrivit președintelui francez. Numărul infecțiilor cu transmitere sexuală este în creștere în rândul tinerilor, în special în rândul bărbaților cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, potrivit datelor președinției. Totodată se intenționează introducerea screeningului pentru anumite infecții cu transmitere sexuală fără trimitere de la medic, pentru toată lumea și gratuit pentru persoanele cu vârste sub 26 de ani. Relatează adevărul.ro.